Da, patul e făcut. Să mă duc să văd ce face Erica. Eri, ce faci? Citesc. Da, e târziu și trebuie să mergi la nani. Mama, te-aș mai lăsa mă măcar două pagini să citesc. Te-aș mai lăsa eu să citești două pagini, dar problema este că mâine dimineață trebuie să mergi la școală și trebuie să te trezești de vreme. Hai, hai la nani, hai să mergem. Hai. Dar știi că dimineața trebuie să fiu odihnită. Aaaa! Hai, bagă-te în pat și noapte bună, puișor, să ai vise plăcute. Noapte bună. Ne vedem mâine dimineața, da? Da. Vise plăcute. Mulțumesc. Am băgat copiii la somn, am avut o zi atât de lungă. Tată, dă-te un pic mai încolo, că tot timpul dormim pe mijlocul patului. Tată, n-auzi, dă-te un pic mai încolo. Erica, dar parcă te-am lăsat la tine în pat. Ce cauți aici? Păi știi tu, patul meu nu este așa de moale cum este al vostru. Hai, lasă-mă că nu e adevărat. Treci la tine în pat. Hai, hai la tine în pat. Uite ce moale și pufos e patul tău. Și ai lingerie asta cu pisicuțe ca să-ți țină în companie. Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună încă o dată. Erica, din nou? Da, mami, am adormit deja. Nu, treci la tine în cameră. Te rog, mami, nu, lasă-mă să dorm aici cu voi. Nu se poate. Ai camera ta, ai patul tău, ai o cameră frumoasă, mare, trebuie să dormi în ea. Dar mi-e frică de întuneric, mi-e frică atunci când stingi lumina. N-are cum să-ți fie frică. Ia stai că-l trezesc eu pe tata să te ducă el la nani. Tată, ia trezește-te că avem o problemă cu Erica. Ce s-a întâmplat, mama? Și cu tine aici? Păi, Erica spune că este frică să doarmă la ea în cameră. Așa că te rog frumos să o duci tu de data asta. Eu am mai dus-o încă o dată. Și tot aici vine. Ha, mă, Erica, pe bune. Hai la tine în cameră, vin în coace. Tata, chiar nu pot să dorm cu voi. Nu, nu se poate. Uite, aici. Tata, dar nu stinge lumina. Stai un pic, rezolvăm imediat și problema asta. Dar tot am să stic lumina. Copiii ăștia. Oare așa sunteți și voi? Tot așa vreți să dormiți cu părinții voștri? Nu știu când o să-i treacă chestia asta. Acum sper că n-are de ce să mai fie frică, da? S-a pus lumină de veghe, poți să sting lumina liniștit, bine? Da. Bine. Ia să vedem. A? E bine așa? Da, este foarte bine așa. Mă bucur că e bine așa. Noapte bună, tati, noapte bună. Da, Erica, ce s-a întâmplat? Tati, se aude un zgomot de după perdea. Ce se aude acolo? Normal că se aude un zgomot. Ție asta. V-ați jucat cu ele, dar de pus la loc, n-ați știut să le puneți la loc.
Asta trebuie să stea la locul jucăriilor, nu la fereastră, Erica. Gata, tati. Acum n-ar trebui să se mai audă nimic. Noapte bună. Gata? Ai reușit să o fie? Da. Ce s-a mai întâmplat de tata asta? Ce capul meu. Ce s-a mai întâmplat, Erica? Ce ai mai pățit, tati? Știi, am citit cartea aia și era vorba de câțiva moșii. Așa. Și dacă este vreunul prin cameră, mi-e frică. N-are cum să fie. Dar pentru siguranța ta, uite, hai să căutăm împreună. Vino cu acea. Uite. Nimic? Nimic? Ceva? Nu. Nimic, da? Da. Da, uite, ca să stai tu liniștită și să dormi bine, să nu-ți mai fie frică, urcă în pat. Și uite, ți-i las aici pe prietenii tăi, Bufunța și Ursulică. Și acum poți să dormi liniștită, ca ai companie, da? Da. Bine. Noapte bună din nou! Noapte bună! Ce s-a mai întâmplat? Nu mai pot! De data asta ce ai mai pățit, Erica? Tati, dar dacă moșii vin aici în cameră atunci când nu ești tu, eu ce mă fac? Tu ții neapărat să dormi cu noi. Dar asta nu o să se întâmple. Și ca să te liniștesc, am o idee. Vino cu mine, hai, dă mânuța. Vino, bate. Hai să vezi. Așa, aici aveam... Știi ce fac? Nu știi. Îți arăt imediat. Ține aici piciorul. Așa, acum eu mă pun aici. Da. Acum trasează în formă. E gata? Mai ai? Da, aproape. Hai, mâna, termină mâna. Oh, foarte frumos aici, bravo. Acum trebuie să încolorezi ochii, nasul și cu gura. Gata! Wow! Ia să vedem ce aici. Tata, uite, acum o să luăm repede, îl decupăm. Ia uite, Erica, ce a ieșit aici. Ia uite! Uite ce a ieșit aici, tati! Wow! Seamănă cu mine sau nu? Da! Seamănă! Hai să vedem ce facem cu el. Am să-l pun aici, cu picioarele lipite de pământ, uite așa, și gata. De acum poți dormi liniștită, pentru că eu voi fi alături de tine și îți voi vedea somnul. Ai înțeles? Da, lasă, nu m-am gândit! Bravo! A, dar stai, nu mă îmbrățișa pe mine, că nu eu rămân cu tine la noapte. Mă îmbrățișează pe tata asta la altă, așa. Tati, să ai grijă de Erica, da? Hai, acum fugi în pat. Ui! Noapte bună. Noapte bună. Pa! Pa! Greu, mama, greu. Ce faci? Ai reușit să o adormi? Am reușit, în sfârșit. Noapte bună, mami. Noapte bună, tati. Ce se aude? Ce se aude? Ha? Ce se auzie? Voi stați aici, mă duc să văd ce s-a întâmplat cu ai mei. Ce-i acolo? Nu știu, se aude ceva acolo. Erica? 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 Tu ești? Erica, răspund! Nu cred că e Erica. A lăsat-o acolo mai înainte. Nu cred că e aici, că n-avea cum să fie aici. O fi ori un osul din ăla de care zicea ea? Nu știu. Mamă, tată, ce ați pățit? De ce ai țipat? S-a auzit ceva acolo. E un monstru din ăla de-a tău, oare acolo după... Serios acum? După ușă.
Auzi? Auzi cum face? Mamă, tată, monștri? Voi mi-ați spus că nu există monștri. Haideți să verificăm. Știi ce, Erica? Tu ești în picioare. Du-te tu acolo și vezi. Du-te, uite tu. Că eu tare sunt obosit, vreau să mai dorm un pic. Uite, mama, de ce v-ați speriat? Era Codrina nostru, este somn bun. Uite, mama, și eu când ți-am spus că nu sunt... Ți-am spus că nu există monștri. Ai, Codrin, pisete, săracu, Codrin. Vine, bătoate, vine, face. Săracu. E prima dată că face așa. Cred că astăzi a fost foarte septic, a fost la not. Hai, Erica, hai la mami, tata. Apă. Noapte bună, fetiță. Dar vouă vă este frică să dormiți singuri? Nu, mami. Pentru că monștri există doar în imaginația noastră, nu și în realitate. Deci nu are de ce să vă fie frică să dormiți singuri. Oh, soracu, uite că vine la toată, vine la ce. Soracu. E prima dată că face așa. Cred că astăzi a fost foarte septic, a fost la not. Hai, Erica, hai la mami, tata.